de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni, încă o cafea. Încă o cafea după cea de ieri, care să spunem că a fost o cafea mai agitată așa un pic. Astăzi la Mesagerul din Neamț, știri din Neamț, live, o cafea de pregătire. O cafea care ar trebui să ne arate care este calea de urmat, cel puțin pentru un partid din Neamț. Vorbim despre Partidul Național Liberal. Invitați în emisiune, ca să spunem așa, un invitat tradițional, domnul Mugur Cosmanciuc, președintele organizației PNL Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care vă urmăresc cu cafeaua în mână, în fața micilor, marilor, ecrane, calculatoare, telefoane. În special pe telefoane, acum la ora asta. Da. Alături de domnia sa, pentru noi, pentru prima dată într-o emisiune aici la cafea și pentru prima dată în redacția Mesagerului de Neamț, doamna Mara Calista, bună dimineața! Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și eu la rândul meu îi salut pe toți ascultătorii dumneavoastră și cei care nu beau cafea, ca să nu excludem pe cineva. Da, suntem cu corectitudinea politică la maxim dimineața doar, în primele minute ale emisiunii, după aceea o dăm deoparte. Am înțeles. Fac precizarea că doamna Mara Calista este deputat PNL și este în acest moment în poziția a treia a listei pentru Parlamentul României, Camera Deputaților în Neamț. Așa că, obligatoriu trebuie să vă întreb, de ce la Neamț? E o întrebare pe care mă bucur că mi-o puneți, pentru că să știți că a fost pe buzele multor persoane. De ce la Neamț? Pentru că știam echipa de aici, știam pe domnul președinte Mugur Cosmanciuc, cu care de altfel am lucrat, zic eu, foarte bine în Parlamentul României. Ne leagă o prietenie de mai multă vreme în cadrul Partidului Național Liberal. Sunt sigură că dumneavoastră deja ați aflat faptul, dar dați-mi voie să informez și pe ascultătorii dumneavoastră că încă din anul 2008 activez în Partidul Național Liberal. Și pentru că eu cred că putem face o echipă foarte bună aici, cred că pot veni cu o plusvaloare în ceea ce privește tinerețea, care știu că nu este o virtute, faptul că sunt un om de echipă și faptul că pot veni cu o expertiză pe anumite domenii care, slavă Domnului, în județul Neamț sunt, haideți să spunem, destul de necesare, destul de problematice în ceea ce privește segmentul câmpului muncii, segmentul pensiilor, asistența socială. Și atunci cred că și sper din suflet să mă pot integra aici și să pot ajuta filiala PNL Neamț din tot sufletul și asupra oricărei probleme care se va ivi. Prima contrazicere între noi, tinerețea este o virtute. Eu vă spun din experiență. Deci tinerețea este o mare virtute și ar trebui și în politică să avem cât mai mulți tineri, pentru că asta ar însemna și, pe lângă faptul că tinerețea oferă și mult entuziasm, și o schimbare normală a unei categorii de politicieni care și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul. Asta nu înseamnă că nu apreciez pe cei care au o mare experiență. Și de la care avem ce învăța. Și de la care avem ce învăța. Domnul Cosmanciuc, de ce Mara Calista în Neamț? Așa cum am repetat în alte momente, în emisiuni, în conferința de presă, o spun și acum, pentru că doamna Mara Calista este un deputat, un parlamentar, care în primul mandat al ei l-a activat foarte bine în Comisia de Muncă și a demonstrat profesionalismul și a ajuns să fie una din vocile principale în acest domeniu al muncii, protecției sociale. În același timp, doamna Mara Calista este deputat de Teleorman. A fost în județul Teleorman pe primul loc acolo și acum a dorit să facă un pas spre construcția ei, profilul ei politic, într-o altă zonă. În egală măsură, în organizația PNL Neamț, într-un consens, într-o unanimitate, am decis că suntem de acord ca doamna Mara Calista să vină aici, să își desfășoare activitatea parlamentară aici.
putea fi oriunde în altă parte. Dar am convenit într-o formulă restrânsă sau extinsă, pentru că votul a fost în CDG, dar vorbim într-o formulă restrânsă cu colegii de la București, împreună cu dumneai ei, să vină să-și continue activitatea ca și parlamentar de neamț. Sper că nu doar în acest mandat, 2020-2024, ci și mai departe, și ca ea să se definească o voce puternică a județului Neamț, a Moldovei, a României, în Parlament, pe tot ce înseamnă modernizarea legislației muncii. În momentul în care vorbim, suntem într-o creștere a numărului de cazuri în pandemie și poate și în acest sens legislația muncii va trebui adaptată și dumneaei, chiar zilele trecute, dacă nu mă înșel, a și lucrat pe un proiect de lege pe care o să-l detalieze dumneaei privind condiții pe care să le aducă spre actualitate, de care să beneficieze angajatorii și angajații. Da, cred că legislația muncii trebuie regândită, trebuie modernizată și adaptată cerințelor actuale. Și doamna Mara Calista este un parlamentar care va face cu succes acest lucru. Sper să găsească în viitorul parlament și alți colegi în comisie care să înțeleagă bine domeniul, pentru că nu este ușor, care să aibă deschidere și împreună să construiască un nou mod de a defini relațiile între angajat și angajator, pentru că va fi muncă la distanță, va fi telemuncă, vor fi alte forme pe care le vom cunoaște și care vor trebui să aibă o reglementare. De asemenea, ca să fie iarăși foarte bineînțeles, dumneaei, zilele astea de când a fost nominalizată, s-a implicat, a venit în județ, a participat la foarte multe ședințe de investire, este o persoană activă și care am convingerea că se va integra în județ, în organizație și iarăși am convingerea că va fi practic un om ca și noi toți ceilalți care ne-am integrat, vorbesc de mine, sau care suntem din județul Neamț. Da, dacă tot e să vorbim de partea aceasta activității sociale în Parlament, e clar că ce se întâmplă acum, pandemia, va schimba foarte multe lucruri în privința, hai să-i spunem așa, protecției sociale, gândite nu numai neapărat la nivelul categoriilor defavorizate, ci chiar a unor angajați care tot mai greu fac față acestor schimbări și programului nou de muncă, ba chiar fac față cu greu că nu-și mai au nu-și mai au locuri de muncă. Există un plan pentru așa ceva? Există un plan și el chiar a fost prezentat, susținut și în continuare în vigoare de către Guvernul României, așa cum probabil deja știți, este vorba despre acordarea acelui șomaj tehnic pentru firmele sau pentru angajații care, din considerente economice evidente, nu e vorba despre vreo răutate, pur și simplu ori și-au încetat activitatea, ori au diminuat din programul aferent activității. Era vorba despre acordarea acelei indemnizații de 75% din valoarea salariului persoanei respective, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie garantat în plată. Acest model este în continuare în vigoare. Chiar în Parlament avem în dezbatere o ordonanță de urgență a Guvernului României care prelungește acordarea șomajului tehnic, dar care vine cu încă un set de măsuri în susținerea... Asta mă interesează. Exact, în susținerea unor categorii, haideți să spunem, mai defavorizate în această perioadă. Și este vorba despre cea de-a doua categorie, cei care au venituri din activități independente, când ne referim la PFA-uri, de exemplu, vor avea posibilitatea tot așa a depunerii unor documente pe o platformă online, nu este nevoie să se deplaseze nimeni nicăieri, totul se întâmplă online într-un timp foarte scurt, respectiv 10 zile, maximum 10 zile, iar cei care obțin venituri independente și demonstrează că în ultima perioadă, din motive obiective, n-au mai putut să aibă activitate, vor primi 41,5% din veniturile pe care le aveau anterior intrării în starea de urgență sau alertă în momentul de față, dar iarăși la fel nu mai mult de 41,5% din salariul mediu brut pe economie garantat în plată. Mai mult decât atât, guvernul s-a gândit inclusiv la acele segmente ale populației care lucrează sezonier sau zilier, pentru că, slavă Domnului, sunt și aceasta o categorie destul de importantă care, haide să spunem că a fost mai afectată decât cei care au, de exemplu, un contract de muncă ori pe perioadă determinată, ori pe perioadă nedeterminată. Inclusiv aceștia, pentru zilele în care ar fi trebuit să presteze activitatea sau perioada, dacă ne referim la, de exemplu, la domeniul Horeca, da, la sezonier,
vor primi o indemnizație de 30% din salariul mediu brut pe economie garantat în plată, evident tot pe baza unor documente justificative încărcate în această platformă online. Plățile sau înregistrările se fac între în data de 1 a lunii și data de 10, urmând ca din momentul de pe data de 10, după ce se verifică toate documentele și lucrurile sunt în regulă, în maximum 15 zile se fac plățile în conturile, evident, oferite de către persoanele în cauză. Eu vă întrerup un pic și spun că asta se adaugă la cei 2000 de euro la care puteau accesa PFA-urile chiar și alte persoane. Culmea e că nu s-au cheltuit toți banii aceia. Știți că au rămas niște bănuți, să sperăm că... Au rămas, dar credeți-mă că guvernul, prin metode specifice, în sensul cu ajutorul dumneavoastră, de ce nu, fac cunoscute aceste proiecte și mi-aș permite, dacă tot ați dus discuția și spre ajutorul acela de 2000 de euro, să-mi permite să fac câteva completări și pe segment economic, unde de altfel și IMM-urile sau firmele mari din România au primit o serie de facilități și ajutoare din partea statului român, fie că ne referim la IMM Invest, da, acele împrumuturi garantate de stat, astfel încât firma să nu își blocheze activitatea, să poată avea capital, să poată investi, să poată produce plus valoare, pentru că injectând bani în economie, creând produse, ele se cumpără și economia se închide, banii circulă, că ăsta de fapt este scopul în momentul de față. Program care a avut un succes destul de mare, întrucât pare să că guvernul României a suplimentat aceste fonduri. Urmează, cred că în următoarea ședință de guvern, să se aprobe efectiv și hotărârea de guvern cu pricina. Deci măsuri au fost, bani sunt, aș vrea să se precizeze foarte clar că am primit un ajutor din partea Uniunii Europene și nu doar noi, România, ci toate statele membre, pentru că am trecut prin aceste probleme împreună, unii mai grave, alții mai puțin grave. Dar aceste finanțări sunt disponibile, guvernul a încheiat toate parteneriatele, trebuie pur și simplu ca oamenii, fie ei cetățeni, fie firme, să le acceseze și să reușească să depășească perioada asta cu daune cât mai mici. Da, important e ca perioada să nu se prelungească foarte mult, pentru că tot ce se întâmplă este în dauna altor domenii de activitate, oricât ai vrea să faci investiții în perioada asta, dacă lucrurile continuă așa și e mai complicat. Da. Ce spuneți de... De ce anume? De care parte? De prelungirea perioadei? Nu, mie îmi place cum vorbește doamna Mara în domeniul ei. Dumneavoastră? Și mie îmi place cum vorbește Mara în domeniul ei. În cazul de față deja are două voturi, nu? Deci, nu știu, eu nu pot. Nu știu dacă mai pot vota. Cel puțin unul are acum, să vedem care. Da, dacă tot vorbim despre lucrurile astea și tot știu... Cel puțin mi-aduc aminte, am memoria destul de bună, când s-a vorbit despre pilonul 2 de pensii, a fost una din vocile care s-a implicat în activitatea aceasta, că era atunci mai ca pilonul 2 să... Că lumea uită și aduce aminte de Iordache cu ordonanța 13, cu altă întrebare, dar pentru mine atacul la pilonul 2 de pensii a fost la fel de important ca și atacul la legile justiției. Și la fel de grav. Ca și atacul la legile justiției. Și a fost una din vocile care s-a bătut atunci pentru pilonul 2. Care m-am bătut, recunosc, și care probabil în urma presiunilor, după cum se observă, nici nu s-a mai ajuns la acea naționalizare a pilonului 2, că despre asta este vorba. Aș vrea să-mi permiteți să fac o scurtă precizare pentru ascultătorii noștri în ceea ce înseamnă pilonul 1 și pilonul 2. Pilonul 1 de pensii este sistemul Bismarck, sistemul pay as you go, adică în momentul în care la finalul lunii plătim acele contribuții către sistemul de pensii, banii respectiv s-au și dus în plata pensiilor, deci în conturile respective nu rămâne nimic. Motiv pentru care... În anul 2004, cineva a gândit următorul lucru. Doamne, vom ajunge la momentul la care nu vom mai avea destule persoane în câmpul muncii care să reușească să acopere pe bună dreptate și cu respectul justificat toate pensiile persoanelor mai în vârstă. Și s-a gândit acest pilon 2, care este un pilon privat, administrat privat, dar din banii pe care fiecare dintre noi îi plătim. Într-adevăr, o cotă parte destul de mică. Spun destul de mică pentru că dacă mă întrebați pe mine, pilonul 2 sau pilonului 2 ar trebui să-i fie acordată mult mai multă importanță decât se întâmplă acum și aș vrea să le explic ascultătorilor noștri și de ce. Pentru că este un pilon cumulativ.
Adică banii respectivi, suma respectivă se transferă în cont, banii aceia rămân acolo, sunt gestionați într-un risc foarte mic de către administratorii pilonului 2, astfel încât acei bănuți să facă puiuți pe scurt. Dacă interesul este la momentul la care ajungi la pensie, să reușești să ai o pensie decentă. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că este un pilon cumulativ, el s-a dovedit foarte clar și există cifre prezentate atât de entitățile care gestionează pilonul 2, cât și de autoritatea de supraveghere financiară, cei care controlează lucrurile astfel încât să nu se întâmple niciun fel de problemă, de unde este foarte clar că există randament pe acești bani. Adică este dovedit că odată pus 100 de lei, de exemplu, dau cu titlul de exemplu cifrele acestea, mâine poți avea 110 lei. Mai mult, banii care se strâng în acest pilon 2 sunt bani cu drept de moștenire. Ceea ce înseamnă că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu cel care a cotizat în pilonul 2... Banii rămân în familie. Exact. Banii sau mă rog, rămân... Da, depinde fiecare unde decide să îi transmită mai departe. Dar, în general, în familie se dau acești bani. Este o precizare foarte importantă. Lucrul acesta este mai puțin cunoscut de oameni. Într-adevăr. Și din cauza aceasta, mulți zicea, ce să dau eu banii cuiva să-mi gestioneze? Într-adevăr. Nu s-au spus lucruri, sau s-au spus lucrurile acestea, dar importanța nu a fost acordată în sensul în care ar fi trebuit. Dacă îmi permiteți, la momentul, aș mai face câteva precizări ca să se înțeleagă de ce m-am zbătut atât de mult pentru acest pilon 2. La momentul artificiului fiscal, că nici nu pot să-i spun altfel, al transferării contribuțiilor din subordinea angajatului în subordinea angajatorului, dar cu titlul de obligație ca angajatorul să le plătească, procentul care era acordat pentru pilonul 2, respectiv 5,1% la nivelul din 2015 prelungit până în 2016, s-a diminuat la 3,75%. A încercat la momentul respectiv ministrul Muncii Olguța Vasilescu, alături de ministrul finanțelor Orlando Teodorovici, la acel moment, să spună că nu există niciun impact financiar și că cifrele rămân la fel. Greșit. Greșit, și aș vrea ca ascultătorii dumneavoastră să știe că, din păcate, procentul respectiv sau suma reală care se transpunea în pilonul 2, din păcate, a fost micșorată, iar eu am verificat-o chiar pe contribuțiile mele, că e bine câteodată să dai exemplu cel mai la îndemână. Și am mers mai departe cu exemplele și am întrebat mai multe persoane din mai multe categorii, din mai multe domenii de activitate, și toate dintre acestea au observat o scădere cu până la 4% a sumelor pe care de altfel le aveau de drept conform legii în România. Acestea sunt motivele pentru care la momentul respectiv am activat cât am putut de mult. Din păcate, creșterea procentului, făcându-se prin o ordonanță de urgență, n-a mai fost posibilă în sensul modificării, și ordonanța oricum este blocată acum în Parlament, ea n-a mai fost discutată, e în vigoare pentru că așa spune Constituția României. Însă ce pot să vă spun este că unul din proiectele pe care am de gând să le susțin în următorul Parlament este exact cu privire la acest lucru. Creșterea contribuției către pilonul 2, evident respectând niște criterii financiare astfel încât să nu bulversăm, dacă vreți, finanțele României, dar să creștem, să găsim o modalitate prin care putem crește contribuția în pilonul 2, pentru că, repet, aduce beneficii, are este randament, vorba de bunăstarea poate fi dată cetățean. Moștenire mai este departe. O modalitate de a crește bunăstarea cetățeanului, care, cum să spun, nu cauzează foarte mult, pentru că el oricum plătește contribuții. Și din contribuția aceea o parte se duce spre pilonul 2. Banii oricum sunt luați, într-adevăr. Până la urmă despre asta este vorba în politică, până la urmă, să reușim să facem cetățeanul să trăiască mai bine și mai demn. Asta înseamnă, într-adevăr, trebuie să plătești contribuții la stat, dar și statul să aibă grijă să gestioneze aceste lucruri cât mai bine. După ce ne-am lămurit și cu pensia privată, domnul Cosmanciuc, trebuie să ne întoarcem un pic în județ. Înainte de a ne întoarce în județ, aș vrea să completez că cred că e necesar ca în viitorul mandat, și aș vrea să fie un consens într-o analiză generală privind modificările în materia de legislație a muncii. Cred că e clar că în momentul de față avem o taxare a muncii foarte mare. Avem o legislație care practic impozitează foarte, foarte, foarte mult munca. Cred că este peste 40%, 40,8%.
85%. Cred că și în acest sens va trebui să avem o privire și noi, parlamentarii liberali, ne vom implica pentru a veni cu câteva soluții care să diminueze impozitele pe care le avem în momentul de față pe muncă, pe tot ce înseamnă salarii. De asemenea, ar trebui să venim și cu o altă serie de măsuri care să ofere șanse persoanelor peste 45 de ani privind angajarea, privind reintegrarea. Pentru că, da, uitați, dacă vorbim iarăși de pandemie, vom vorbi despre restructurări și va trebui să găsim soluții astfel încât bugetul de stat să nu fie grevat doar pe partea socială, ci pe o reintegrare. Și în acest sens, noi, parlamentarii liberali, vom avea o abordare politică pentru a veni, la fel cum suntem în Franța, cu a doua șansă, cu o măsură legislativă care să vină în completare spre angajare și reintegrare. Dar dacă ați zis să venim și spre județul Neamț, județul Neamț, aș dori să aibă în Parlamentul României oameni precum a propus Partidul Național Liberal, integri, oameni cu o calitate profesională dovedită, și cred că pe listele Partidului Național Liberal, dacă o să analizați, o să vedeți că sunt persoane care fiecare dintre ele au dovedit prin conduită, prin probitate și mai ales prin activitatea profesională pe care au construit-o. Și mi-aș dori ca județul Neamț, în momentul în care va merge la alegerile parlamentare, să se uite bine pe fiecare listă, pe listele partidelor, pentru că sunt nu doar 1, 2, 3, 4, 5 candidați cum se promovează ca și locuri eligibile, ci mergând mai departe, și o să observați că de departe avem o listă foarte bine gândită și foarte frumos organizată, în care se acoperim și domenii de activitate, educație, cultură, muncă, mediul de afaceri și o pondere, o reprezentare corectă a județului, dar și o da o șansă spre viitor, că vorbeam de tinerețe, că vorbeam de expertiză, de a da o șansă spre viitor. Și în acest sens că am speranța și convingerea că Partidul Național Liberal la alegerile parlamentare va avea și un rezultat bun în județul Neamț. Bun, vorbiți de alegeri parlamentare, ați amintit că ați fost împreună la câteva investiri de corect primari, consilii locale. Care e atmosfera acum în județ? Că eu aștept, și știți că de obicei spun ce am de spus, aștept să apuce cineva de treabă totuși în județul ăsta. Bine, vedeți, au fost ședințe solemne. Ședințele solemne au au o atmosferă în general liniște, o stare de armonie. Și Mă scuzați, nu pot. Toată lumea declară așa. Începând de astăzi, am lăsat politica și ne ocupăm de administrație. Și după prima ședință, psac, începe politica. Acum să vedem cine e administrația și cine e politica. Cine e politica, da. În cadrul ședințelor solemne, în general, este o atmosferă de armonie, de înțelegere. Aș vrea ca acea atmosferă pe care am văzut-o în aceste zile să fie în permanență, pentru că dacă vor reuși să păstreze acest lucru, atunci clar se vor putea ocupa de proiecte majore și proiectele despre care noi am vorbit în campania electorală vom vorbi până când ele vor fi practic implementate, pentru că ne dorim ca fiecare din proiectele prezentate, atât la nivel de județ, cât și la nivel de unități administrative teritoriale, de orașe, comune, municipii, să fie proiecte realizabile. Și de aceea am convingerea că am văzut determinarea, ambiția unor colegi care sunt primari la început de drum, la primul mandat sau unii la al doilea mandat, am convingerea că se vor materializa. De asemenea, trebuie să remarc că și din partea celorlalte partide, pentru că în Consiliul Local sunt reprezentanți ai tuturor formațiunilor. Am văzut o manifestare de înțelepciune, de echilibru, care îmi doresc să se transmită mai departe și pe parcursul celorlalte ședințe, când vor fi adoptate proiectele de hotărâri în Consiliul Local. Ieri, în aceeași emisiune, numai că eu stăteam acolo și invitatul stătea în partea asta la altă, domnul Iulian Bulai, l-am întrebat, domne, cum stați cu colaborarea între partide? Deci că noi am făcut o înțelegere și ne ținem de ea. Și a mai făcut el așa o adnotare. Da, acum mai sunt niște negocieri cu PMP-ul și vedem cum merge treaba înainte. Vor fi niște negocieri cu PMP-ul. Care este situația? Situația este una simplă, nu este complicată sau cu multe cuvinte. Dați-mi voie să vă contrazic, când sunt patru partide, deja situația nu mai este. Este una simplă. În momentul de față, practic, cele trei formațiuni care au ieșit într-o conferință de presă sunt pregătite și în cadrul ședințelor de investire și în cadrul ședințelor ulterioare sunt pregătite pentru a crea majorități.
Într-adevăr, Partidul Mișcarea Populară a dat un semnal că ar dori să se alinieze, să se alăture acestei coaliții, acestor partide, pentru a crea o majoritate mai largă. Ce am apreciat este că atât USR cât și Pro-România nu au refuzat ideea de a avea un dialog. Mai departe, cum se va materializa acest dialog, vom vedea în cursul acestor zile, azi, mâine, și vom anunța și public. Nu este nimic complicat din punctul meu de vedere, pentru că eu repet ce am spus de fiecare dată, spun și acum, nu este o negociere pe funcții. Nu despre asta este vorba, este doar o idee de a se implementa proiectele pe care noi, celelalte trei partide, le-am avut în campania electorală și care sunt complementare. Fie că vorbim despre digitalizare, fie că vorbim despre sănătate sau de educație, fie că vorbim despre investiții în cultură. Dacă și Partidul Mișcarea Populară va veni în aceeași idee și va înțelege ceea ce am transmis de fiecare dată, că nu vorbim despre funcții și nu vorbim despre protejarea intereselor unor oameni, atunci nu avem nimic împotrivă. Noi suntem deschiși, am spus-o și o repet, avem o deschidere respectuoasă, civilizată, în care spunem fiecărui om care dorește să fie parte componentă a deciziei, că despre asta este vorba, că este binevenit. Da, eu aștept să văd că PMP-ul va veni în această alianță și va spune așa: noi nu vrem nicio funcție, noi renunțăm la toate societățile comerciale pe care le-am avut în nume propriu, și după ce renunțăm la aceste societăți și nu vrem nicio funcție, venim și iată, contribuim la bunul mers al orașului și al județului. Mi-aș dori să vă angajeze purtător de cuvânt sau să aveți o relație de consultanță, pentru că sigur putem colabora și mai bine. Și mai bine în cazul asta. În cazul acesta, și nu vom face decât să ajutăm pe cei care ne urmăresc, pe cei care sunt Eu o să propun funcția de mediator și integrator. Mediator și integrator la constituirea consiliilor locale și județene. Și pe acolo vin cu mare plăcere. Și la Consiliul Județean am să mă gândesc bine, cam pe cine vreți să-mi vedeați să se integrați? Păi, nu, știți, în 2012 mi-aduc aminte că a fost o integrare, așa ca să spun, integru. A fost o integrare profundă, nu? Așa. Mi-aduc aminte acum multe lucruri și... Puteți să le spuneți, pentru că, sigur, fiecare experiență a fost binevenită la momentul respectiv. A fost bine scrisă la momentul acela. Și bine precizată, binevenită la momentul respectiv. Eu aș vrea, dacă tot am ocazia să stăm într-un studio cu un om care s-a preocupat de domeniul acesta social, să vă provoc cu o discuție care ține de un element fundamental și care de multe ori este uitat în discuțiile publice, politice, în campanie electorală. Eu aș fi vrut să văd în campanie electorală, în programul unui partid, de exemplu, ce facem noi, unu, că toți declarăm că oprim exodul populației, ce facem noi să mai avem populație? Pentru că dacă ne uităm și luăm și analizăm, numărul nașterilor scade, avem cifre negative tot timpul și pentru asta ar trebui să existe, eu așa cred, în țările vecine, într-unele țări vecine chiar există pachete foarte clare pentru încurajarea natalității. Mă rog, nu ne aducem aminte de creței, dar trebuie să recunoaștem că avem o problemă acum și v-aș provoca, aveți în plan așa ceva pentru viitor? Eu știu că s-au luat niște măsuri, dar mie mi se par insuficiente. Răspunsul meu ferm și imediat este da. Și avem și în plan și am făcut și pași în acest sens. Chiar este unul din domeniile pe care m-am concentrat foarte mult și am păstrat legătura cu părinți, cu ONG-uri de specialitate. Și am ajuns la creionarea câtorva proiecte legislative pe care le-am depus în Parlamentul României și se află deja pe traseu legislativ și bineînțeles că mai avem în dezbatere și în discuții mai multe proiecte, astfel încât să formăm acest pachet de creșterea natalității. Mă bucur că ați subliniat, astfel încât să nu existe vreo temere că avem vreun gând să ne întoarcem la decreței. Știm foarte bine ce a însemnat momentul respectiv, știm foarte bine câte femei au murit la momentul respectiv și știm foarte bine câți copii, din păcate, au ajuns în sărăcie și abandonați
din cauza vremurilor respective, că așa se întâmplau lucrurile atunci. Politicile de natalitate în România în ziua de astăzi trebuie să se concentreze, din punctul meu de vedere, pe două piloane sau pe două paliere. În primul rând, ce înseamnă prenatalitate, adică momentul în care o familie sau un cuplu decide să aibă un copil. Pentru că în momentul respectiv există un set de analize, există niște planuri pe care aceste cupluri și le fac, astfel încât să ofere un cămin fericit către 1, 2, 3 copii, slavă Domnului, cât își doresc aceștia și cât reușesc să aibă cu cel mai mare drag. Iar cel de-al doilea pilon se referă la infrastructura, dacă îmi permiteți așa, pe care statul român ar trebui să o pună la dispoziție proaspeților părinți ulterior nașterii acestuia. Știți că în România există posibilitatea de a-ți lua concediu de creștere a copilului până la 2 ani. Însă sunt foarte multe persoane și mămici, de ce nu să recunoaștem, care își doresc să se întoarcă în câmpul muncii, dar în același timp vor să aibă siguranța ca lor copil crește cum trebuie, nu este bătut, nu este traumatizat și au unde efectiv un loc pus la dispoziție de către statul român, și mă refer aici la creșe și grădinițe, cu personal calificat, cu personal medical care să intervină dacă este cazul, cu un program din păcate prelungit, pentru că trebuie să recunoaștem, în mod normal oamenii se duc la muncă începând cu 8 și, nu știu, terminând cu 4, 6, 8 seara. Trebuie să le dăm posibilitatea acestor persoane să reușească să se întoarcă în câmpul muncii, dar având siguranța creșterii copilului lor. Și aici, evident, ne gândim sau și-am văzut și în foarte multe proiecte pe care primarii le-au avut în acest județ necesitatea after school-urilor pe care este să o le mare aibă, problemă. Exact, pe care să le aibă la dispoziție. Bineînțeles că este prioritate a Partidului Național Liberal finanțarea after school-urilor, atât la nivel local a unităților administrativ-teritoriale, dar mai ales la nivelul centrelor urbane mari, unde viața se desfășoară un pic altfel, unde haosul este mai mare, unde traficul este o problemă infernală, pentru că deseori se întâmplă ca grădinița să fie în punctul A și părintele să ajungă tocmai în capătul celălalt al orașului, în punctul B, la serviciu. Asta odată. În al doilea rând, spuneam că au fost câteva proiecte depuse de mine și susținute de colegii mei liberali în Parlamentul României. Am gândit un proiect care se cheamă Pachetul Trusău pentru primul nou născut, un proiect care funcționează foarte bine în Finlanda, Suedia, în țările dezvoltate din punct de vedere al creșterii natalității. Care au programe sociale extrem de coerente pe toate paliere. Acest pachet Trusău va fi oferit mămicilor care și aleg să-l primească, pentru că sunt mămici care pur și simplu consideră că nu au nevoie de el și poate altcineva ar beneficia mai bine de serviciile acestea. Și pe baza unor discuții aprofundate cu medici ginecologi, cu reprezentanții ONG, am stabilit un cuantum și, evident, ce anume ar trebui să conțină un astfel de pachet Trusău. Pentru că cine știe mai bine decât un medic neonatolog sau un medic ginecolog cam ce ar avea nevoie o mamă cu copilul ei în primele luni de viață. Cum spuneam, proiectul acesta este deja pe traseu legislativ. Un alt proiect pe care l-am gândit a fost cel al înființării de creșe și grădinițe. Și aici o să fac o paranteză mică, astfel încât telespectatorii noștri să înțeleagă de ce am gândit acest proiect. Probabil că știți că firmele private, cumva depășite de faptul că părinții întârziau la serviciu pentru că își duceau copiii la grădiniță sau părinții stăteau mai mult timp acasă în concediu de creștere a copilului, au gândit un sistem pentru proprii angajați, în sensul construcției pe banii lor a creșelor și grădinițelor pentru angajații instituției respective sau crearea de parteneriate cu grădinițe din jurul instituției lor, astfel încât părinții să fie mai liniștiți, să vină la muncă și să lucreze, de ce nu, cu mult mai multă încredere și siguranță. Aceste beneficii, pentru ele există deja un proiect legislativ în Parlamentul României, astfel încât din banii pe care firmele le plătesc să nu trebuie pentru aceste chestiuni, oferirea de vouchere către angajații lor să nu fie impozitat. Este un proiect de lege în Parlamentul României. Ar fi bine să fie și adoptat, pentru că total de acord. Acești oameni, de fapt, preiau o parte din îndatoririle statului. Și din costurile statului, din costurile despre statului, ce vorbim. Da. Ca să închidem paranteza, proiectul despre care vă vorbeam mai devreme se referă la înființarea sau adaptarea unor spații din instituțiile publice. Și o să dau un exemplu foarte, foarte elocvent. Parlamentul României. Că știți, clădirea este o clădire mare, frumoasă, extraordinară, dar care are niște foarte multe birouri nefolosite, spun eu, în scop administrativ și de încurajare a propriilor angajați. Și atunci, plecând de la premiza asta, am gândit acest proiect legislativ de adaptare
a unor creșe și grădinițe în interiorul instituțiilor publice pentru aparatul sau personalul angajat în instituțiile respective. De ce am gândit chestiunea asta? În primul rând pentru că se poate. Avem instituții destul de mari, Parlamentul României, Guvernul României, ministerele în sine, instituțiile din subordinea sau în coordonarea ministerelor care ar putea pune la dispoziție una, două camere, nu vorbim de mai mult. Asta odată, iar personalul, pentru că vreau să se înțeleagă foarte clar, personalul care va gestiona și va avea grijă de copii este cel autorizat de Ministerul Educației Naționale și de asemenea de Ministerul Sănătății, pentru că atunci când vorbim de creșe, grija față de cei mici este un pic mai mare decât la grădiniță. Și spații se vor găsi foarte multe. Firesc, dacă se va adopta măsura luată de Bolojan la Bihor, cel puțin la nivelul Consiliilor Județene, și știu eu un Consiliu Județean în care am putea chiar să reprofilăm câteva angajate pe post de îngrijitoare, pentru că au calificarea necesară la nivelul ăsta. Da, este un proiect care ar trebui cât mai repede implementat. Firmele private se confruntă cu asemenea probleme. Dar așteptăm, pentru că de obicei în campanie auzim tot felul de proiecte, numai că la dumneavoastră astea nu sunt proiecte noi. Deci la noi nu le auziți doar în campanie. Nu sunt proiecte noi, sunt depuse. Și să știți că eu sunt un om perseverent. Când cred într-o idee și am lângă mine oameni care îmi dau dreptate pe o problemă socială pe care o avem în România, credeți-mă că fac tot ce ține de mine în relaționarea și cu celelalte partide, mai ales când vorbim de natalitate, care este o temă transpartinică. Nu e nici de stânga, nici de dreapta, nici de radical, nici de ecologiști. Nu se discută lucrurile acestea. Toată lumea discută despre alte lucruri. Hai, mărim pensiile. Mărim cât se poate, mărim salariile. Dar cine le va plăti? Dar cine le plătește? Ce facem dacă populația scade? Apropo de pensii, ce părere aveți despre pensiile speciale? Împreună, vă rog. Vă rog, Maracan, spus-o și o repet. Știți foarte clar care este punctul nostru de vedere cu privire la pensiile speciale. Ele nu ar trebui să existe. Pensiile în România, indiferent despre cine vorbim, trebuie să respecte un principiu simplu și pe care îl respectă toate celelalte state. Contributivitatea. O să vin în sprijinul dumneavoastră și a ascultătorilor noștri și o să spun următorul lucru. Am creat în Parlamentul României posibilitatea ca un angajat care dorește să beneficieze și de o a doua pensie în sistemul public, dacă vreți să spunem așa, ceea ce numim pensii ocupaționale, acest cadru legislativ să fie aprobat. El se regăsește la nivelul altor state membre în sensul următor. Eu, maracalista, am un venit A, să-i spunem. Din venitul acesta A, eu plătesc taxele la stat pentru pilonul 1 și pilonul 2, pentru segmentul de pensii, dar într-un acord între mine, angajator, indiferent că este public sau privat, și entitatea care administrează acest pilon al pensiilor ocupaționale, se semnează un contract prin care eu, din salariul meu A, sunt dispusă să mai dau o cotă parte, o nouă taxă, dacă vreți, dar atenție, cu acordul meu. Astfel încât banii aceștia să se regăsească în ceea ce se cheamă pensiile ocupaționale. Și atunci, da, persoanele care vor dori să facă lucrul ăsta vor putea avea o pensie mai mare, dar nu pe pensie specială, nu pe bani pe care nu au contribuit. Vor putea să-și facă aceste piloane de pensii ocupaționale foarte simplu, nu este nimic complicat. Statul nu trebuie să-și dea vreun acord, să spunem în sensul acesta, pentru că este o înțelegere pe veniturile mele cu angajatorul meu și cu entitatea care va gestiona aceste sume. Deci cumva am omorât și mitul acesta că trebuie să avem pensii speciale. Nu trebuie să avem. Există Dacă soluții. Vrei să ai mai mulți Există bani, soluții. Uite cadrul legislativ. 30.000 de lei acum, poți să-ți permiți să pui 5.000 de lei într-un pilon de pensii ocupaționale. Ocupaționale. Și poți să obții niște bani când vrei tu, mai târziu. Total de acord. Și dacă îmi dați voie doar să mai fac o singură precizare, așa cum probabil știți deja, Partidul Național Liberal a creionat un proiect legislativ care să răspundă
criteriilor de neconstituționalitate pe care Curtea Constituțională a României le-a avut cu privire la proiectele de interzicere a pensiilor speciale până în momentul de față, am gândit un sistem de impozitare progresiv pe ceea ce înseamnă diferența dintre sumele pentru care se iau banii și sumele care practic nu ar avea contributivitate, astfel încât la finalul zilei, din păcate, de acum înainte, pentru că știți foarte clar că legile nu se aplică retroactiv și nici nu suntem noi cei de la Partidul Național Liberal oamenii care vom încălca Constituția. Nu se aplică retroactiv decât în momente anume. Să sperăm că nu. Dar din acest moment înainte, din momentul în care cei care ar trebui să beneficieze, să zicem, de aceste pensii speciale, nu vor mai avea această posibilitate. Proiectul, din păcate, a fost contestat de Avocatul Poporului la Curtea Constituțională. El se află pe masa judecătorilor, iar eu sper totuși că decizia pe care domniile lor o vor lua va fi una în favoarea cetățenilor și în favoarea contribuabililor, tocmai pentru a nu mai exista acest semn negativ pe care, din păcate, îl avem toți dintre noi care s-ar presupune că suntem beneficiari ai pensiilor speciale. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că inclusiv parlamentarii ar beneficia de această sumă doar când ar ajunge la pensie, să se înțeleagă foarte clar. Când ai făcut vârsta de pensie, poți să beneficiezi de suma asta. Dar dacă legea va fi aprobată, niciunul dintre noi doi care suntem aici la masă sau cei care sunt în Parlamentul României nu vor mai putea beneficia de această pensie și nici cei care se pensionează începând de la momentul T0, momentul emiterii acestei Haideți legi. Să o adoptăm cât mai repede. De la noi există. Din păcate, nu ține de ce a ținut de noi, de segmentul legislativ, am făcut-o și am făcut-o cu bună credință și respectând criticile constituționale pe care le-am primit la celelalte proiecte legislative. Acum, dacă îmi permiteți exprimarea mai puțin informală, mingea este în terenul celor de la Curtea Constituțională a României. Bine, acum poate n-ar trebui dată mingea, având în vedere vârsta, să nu dăm mingea acolo, că nu se știe, poate produce vreun infarct, ceva. Doamne, ferește. Nu, dar și acolo, apropo de Curtea Constituțională, fără a însemna neapărat o idee că ne dorim să fie un atac față de acea instituție, dar și acolo lucrurile, din punctul nostru de vedere, trebuie privite într-o formă în care să ajungem spre depolitizare, iar Curtea Constituțională să fie ceea ce trebuie să fie în orice stat și ceea ce a fost și în România la un anumit moment, adică echilibru care asigură, practic, constituționalitatea legilor pe care le adoptăm. De multe ori însă s-a întâmplat în ultima perioadă să fie o instituție care intra cu reglementări împotriva voinței majorității sau celor care adoptau legi în Parlament. Bun, pentru mine Curtea Constituțională s-a decretibilizat total când n-a intervenit după un referendum care stabilea un număr de parlamentari. Tu ai un referendum care stabilește ceva și după aceea trebuia să intervii. Dacă ești Curte Constituțională și referendumul a fost validat, nu discut cum s-a făcut, nu discut de ce s-a făcut. Dar în momentul acela nu mai discut despre Curtea Constituțională. Doar iau la cunoștință ce ne spun. O întrebare, mie mi se pare foarte interesantă. Se poate face ceva în privința meseriilor liberale din sfera asistenței sociale, medicale și educației, spune cineva din sistem. Avem nevoie de personal calificat care să lucreze în regim de PF pentru îngrijiri la domiciliu, copii bătrâni, pentru care educarea micuților care nu pot merge la grădință. Ați amintit ceva? Obligatoriu. Nu că se poate face, obligatoriu trebuie făcut. Pentru că, vedeți dumneavoastră, investiția pe care statul român ar face în momentul în care ar susține un copil cu dizabilități, o persoană vârstnică care nu se poate deplasa, este mult mai inteligent gândită și în sprijinul acestei comunități decât dacă aceste persoane ajung pe drumuri, trebuie întreținute cămine de bătrâni, trebuie întreținute centre de copii cu dizabilități și știm, din păcate, cam ce se întâmplă în aceste centre. Sau ajung în spitale, sau ajung pe străzi. Unde se cheltuie foarte mulți bani. Exact. Și atunci, astfel de... dați-mi voie să le spun politici sociale, ca să pot să-i răspund persoanei care ne-a adresat întrebarea aceasta. Ele trebuie finanțate. Ele legal există. Dar trebuie finanțate de o asemenea manieră încât, unul, venitul pe care o astfel de persoană l-ar avea să acopere măcar necesitățile persoanei asistate și a persoanei care intervine în îngrijirea acesteia, mă refer aici la medicamente, vizite la spital, transport, toate cele care vin necesare cu astfel de... Traiul de zi cu zi.
Exact, al fiecăruia dintre noi. Asta odată. Și în al doilea rând, ele trebuie gestionate de o asemenea manieră financiară, încât la mijlocul lunii sau la mijlocul anului să nu ne trezim cu exprimări de genul între, să spunem, guvernul României și nivelul local, să spună, păi nu mai avem bani, descurcați-vă. Avem și exemple. Omul acela cum ar trebui avem să se exemple. Descurce? Din păcate avem exemple. Știu, avem, știu. Da. Din păcate aici situația trebuie clarificată. Ea a fost, haideți să-i spunem, ușor modificată la momentul trecerii acelor contribuții din stânga în dreapta și la momentul, ne place, nu ne place să recunoaștem, a legii salarizării 153 pe 2017, care parte din bani, unii au fost gestionați la nivelul bugetului general consolidat și altă parte au fost transferați la nivel local, dar fără o gândire inteligentă a transferării la nivel local, astfel încât să știm foarte clar că vor fi segmente, cum sunt indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități, indemnizațiile pentru îngrijitorii de bătrâni sau persoane cu dizabilități, venitul minim garantat, da? Acel ajutor al persoanelor care nu au efectiv după ce bea apă, mă scuzați, dar asta este realitatea. E, n-a fost gândit de o asemenea manieră încât aceste obligații, și spun încă o dată, obligații pe care statul român le are, să nu care cumva să ajungă în imposibilitatea de a fi plătite. Deci mai spun încă o dată ascultătorului dumneavoastră și aș vrea să-l și privesc în ochi dacă cumva se uită la noi. Sigur, da, se este uită. O prioritate pentru noi și da, vom gândi o variantă în care să nu vă mai blocați și să nu mai aveți probleme birocratico-financiare atunci când vine vorba de viața copiilor dumneavoastră, vârstnicilor sau persoanelor pe care decideți și alegeți să le îngrijiți și pentru asta vă mulțumim. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Domnul Cosmanciuc, pe final vorbeați despre grupul parlament, propunerea de grup parlamentar, detaliați de ce lista dumneavoastră este cea mai bună. Nu aș vrea să jignesc pe nimeni. Dar nu, detaliați despre lista dumneavoastră. De la început, bineînțeles. Dar uitați, am să vă fac doar o prezentare a celor care sunt la noi pe listă. Domnul Oniciuc este directorul Colegiului Rare și este cel care s-a implicat și a făcut ca în municipiul Piatra Neam să ajungă să se desfășoare Olimpiada Internațională. Domnul Adrian lui Gheorghe este membru al Uniunii Scriitorilor, are foarte multe cărți scrise, are o relație cu Academia Română și este o persoană care poate să dea greutate județului Neamț în tot ceea ce face. Doamna Elena Preda, la tribună, este un om care s-a implicat foarte mult, la fel în activitatea educațională, la fel foarte mult în ceea ce înseamnă prezentarea tezaurului istoric al acestui județ, al frumuseții acestui județ. Dacă vreți, domnul Adrian Jucan este un om tânăr, este un om de afaceri. Domnul Teodorescu este un om care la fel este un om activ implicat și în politică de foarte mult timp, peste 20 de ani. Dar că vorbeam puțin mai devreme despre tot ce înseamnă muncă, el este la fel un bun specialist pe tot ce înseamnă legislația muncii. Este o persoană care este cu o reputație morală și susținută în mediul de afaceri, la fel în mediul de cultură. La fel colegii mei parlamentari, domnul Leoreanu, domnul senator Țeapu, domnul deputat Leoreanu, domnul senator Țeapu, doamna Mara Calista, domnul Bogdan Buhușanu, domnul Daniel Vasiliu, fiecare dintre ei sunt oameni care și-au dovedit competențele și mai ales și-au câștigat un grad de recunoaștere profesională la nivel național, județean, prin activitățile pe care le-au desfășurat. De aceea v-am spus că eu consider că în momentul de față județul Neamț are în parlamentari pe care Partidul Național Liberal i-a propus oameni care îi poate reprezenta cu succes. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participarea la emisiune. Mulțumesc. Rezultatul îl va da votul. Când va fi votul? Sperăm, 6 pe 6 decembrie. De sperăm de pe 6 Moș Nicolae. Decembrie. Vom primi un cadou de Moș Nicolae, da, toți dintre noi. Da, asta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. Ne vedem sănătoși la următoarea emisiune. Cafea avem, subiecte avem, invitații avem. Numai să rezistăm. Dar v-am spus de atâtea ori, excesul de cafea virtuală nu dăunează sănătății, cel puțin aici la noi. Cele bune!